30 iunie. Am trecut, iată, aproape de jumătatea anului. Cu voi și împreună cu voi, alături de voi, că fără voi, degeaba aș apărea eu în fața microfonului. Mă rog, este și Vlad în fundal, care face cât 10, nu la fizic, la voce. Să-mi spuneți la comentarii cum a fost această primă jumătate a anului pentru voi. Mai multe bune sau mai multe rele? Până vă gândiți să scrieți un comentariu, dați un share dați, pe muzică faceți treaba asta. De exemplu, un weekend ce s-a ascultat mult? Wagner. Batalionul Wagner s-a ascultat vreo 24 de ore După aia am trecut iară La manelele noastre Că de, așa suntem noi obișnuiți Dar vestea bună este că s-au tăiat Pensiile speciale Da, dar la parlamentari Care sunt câteva zeci și nu contează Au făcut așa de o lumii Că doamna Șoșoacă nu degeaba s-a dus cu fluierul în gură În parlament, le-au rupt hârtiile la aia Era să-i și bată pe colegii din parlament Mamă, când am văzut-o pe doamna Șoșoacă Cum fluiera, zici că era locomotiva în gară dacă pui trei, trei vagoane după locomotivă, înlocuiește trenurile mării, care energie și are forță. Da? S-au tăiat din pensiile speciale. Chiar domnul Boc presimțeam, de a, domnul Boc a ilustrat faza asta, că a fost cu câteva zile înainte la Muzeul Satului în Sibiu sau Muzeul Astra și a tăiat lemne cu securea. Domnul Boc, de tot te face. Taie Acolo iarbă cu coasa, iar. Da. Pe, acă, de acă muzeu. La casa la el nu, ca sta, ci pe pasteurare nu, de pe pastor are centrală. La râșca, la răchițele. La răchițele nu mai tai. Acolo are încălzire centrală pe peleți. Da. Nu pe paleți. Atenție, pe peleți. Și la sfârșitul demonstrației de virtuozitate domnul Boc a făcut ceva de genul A aruncat așa securea și securea s-a împlântat efectiv în lemn. Vă dați seama Baie cât a exersat că... omul ăsta. Viking. Da, da. viking pe la mine. Viu. Dar ce dai? O cafea? De pe buymeacoffee.com sau cum e? Nici eu nu mai știu la uh, site-ul. buymeacoffee.com slash Nicu Bende. Andrei din Canada, mulțumesc, din București. Andrei din București a dat cafele, le-am pus în ceașca asta mare, precum și cineva din Canada a dat o cafea să fie sănătos. În cafea cu Aquarius, că eu sunt... Vărsător, ce scrie? Love, zice, you may not fall in love easily, but when you do, watch out. Că m-am îndrăgostit de voi vărsătorii, zice că sunt independenți, în și intelectuali. așa e. Da. La Bărlad a fost un eveniment extraordinar, a venit puia în concert. Puia în concert la Bărlad, ci au fost așa de entuziasmați că au aruncat pe scenă cu Adidas. Cu Adidas, bine, să-i semneze cu autograf și să-i dea înapoi. Mă rog, unii nici nu au aruncat Adidas, dar au plecat acasă cu 3-4 perechi. Se mai întâmplă, dacă te gândești că la bărlat se făceau rulmenți, dacă aruncau cu rulmenți în puia, cine e cu noi strigă puia, puia, da. Că nu suntem violenți. Dar ne păstrăm unele obiceiuri. De exemplu, pentru un loc de parcare undeva în Milano, 60 de români s-au bătut cu rând și cu cuțite. Deci ne ducem, suntem peste tot acasă, da? Aici, măcar în România, dacă ți a cineva locul de parcare, îi ridici tergătorul, îi scrii cu cuiul de masa. Și totuși în Milano, ca să arătăm, în Milano, cum zice mai Tămaș, ca să arătăm că ne ducem tradițiile peste tot, 60 s-au bătut cu răni, au fost trei internați în spital, mă că n-au avut loc de parcare, că i-au dus ambulanța. De seară spectacol la Sogiorno, aici, în bună ziua, în cartierul cel mai tânăr din Cluj-Napoca, nu mai sunt locuri, dar eu vă aștept. Stați pe margine, faceți galerie, vedeți voi. Ultima zi din iunie, de mâine trecem în iulie. Să fie mai cu bine, mai cu folos și mai cu plăcere. Dar pentru lucruri de... Da, mă, Marcel, m-au tot întrebat. Că pe cine imiți? Știi că l-am jucat pe Marcel Strâmturean. Da. Și că pe cine imiți? Cristi din Bana, nu știu ce. Nu, domnule. El îi cu ce Sergiu Penciu, o chintesență. <laughs> Marcel Strâmturean e o chintesență a trăsăturilor tuturor soriștilor, instrumentist sau nu de muzică populară că toți sunt din ce în ce mai emancipați, că le știu pe toate, fac duete, fac bani, măr, peste tot în diaspora, cântă, show-uri, show, -uri, show și nu știu ce. Așa că Dumnezeu să vă ajute și să vă îmburde în bai, în rai, că nu-i bai. Ceau!